Cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, este vorba despre un bărbat de 35 de ani din Turnu Severin, care a fost depistat în trafic în timp ce conducea un autoturism după ce a consumat substanțe psihoactive. La data de 23 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, în colaborare cu polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, împreună cu procurorii de Icot Mehedinți, au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Nicolae Iorga, după ce ar fi consumat substanțe psihoactive. În baza probatoriului administrat, la data de 24 octombrie, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, iar în aceea zi Tribunalul Mehedinți a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a bărbatului. De asemenea, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la un imobil situat în București unde locuia fără forme legale bărbatul de 35 de ani. În urma acțiunilor au fost identificate și ridicate aproximativ 3 kg de cannabis, 13 comprimate filmate ecstasy, trei telefoane mobile, un laptop, mai multe recipiente și înscrisuri.